Premierul României, Viorica Dăncilă, a criticat în termeni duri Comisia Europeană după publicarea raportului MCV, în care îi se cer României măsuri suplimentare pentru asigurarea independenței justiției și combaterea corupției. Nu putem fi de acord cu stabilirea unor recomandări suplimentare prin care se cere să ignorăm reguli constituționale și să acceptăm ceea ce niciun alt stat membru nu ar putea accepta. Șeful executivului a mers mai departe cu criticile. Vedem recomandări care vor să ignorăm prevederi legale instituite prin votul pe Parlamentului și validată de Curtea Constituțională, ceea ce reprezintă o atingere adusă suveranității și o încălcare a tratatului Uniunii Europene. Viorica Dăncilă a mai declarat că rezoluția adoptată de Parlamentul European, care a criticat legile justiției, este expresia unor interese electorale ale grupurilor politice din forul european. Premierul a mai precizat în același timp că România este pregătită să preia președinția Uniunii Europene, că rămânerea țării noastre în Uniunea Europeană este singura cale și că nu s-a pus niciodată problema apartenenței României la proiectul european. Comisia Europeană a cerut marți României prin raportul MCV suspendarea imediată a punerii în aplicarea legilor justiției și a ordonanțelor de urgență ulterioare, suspendarea imediată a tuturor procedurilor de numire și revocare aflate în curs care vizează procurorii în funcție cheie și relansarea procesului de numire a unui procuror șef al DNA.